dacă văd un anunț de la o firmă de recrutare sau de la o fermă care caută muncitori pentru a veni în Marea Britanie să lucreze la, în agricultură, pot să iau acel job. De la 1 ianuarie 2021, cetățenii europeni și non-europeni care vor să îl muncească în Anglia trebuie să fie sponsorizați de un angajator cu licență. Nu toți angajatorii pot aduce muncitori în Anglia. Aceasta va include și fermele la care ați vrea să lucrați. Astfel că veți putea veni în Marea Britanie să lucrați în agricultură dacă veți găsi o fermă în Marea Britanie care vă poate susține în aplicația de pentru viză. Ca deținător al vizei, pot rămâne în Marea Britanie mai mult de 6 luni dacă angajatorul sau fermierul pentru care lucrez mai are muncă pentru mine? Nu, viza este limitată la 6 luni. Trebuie să părăsiți Marea Britanie înainte ca viza dumneavoastră să expire. Dacă doresc, mă pot întoarce în anul următor, tot în agricultură, da? Dacă veți urma aceeași procedură ca în acest an și veți aplica pentru o nouă viză. Vizele pentru muncitori în agricultură sunt limitate în fiecare an, iar în anul următor veți avea aceeași șansă ca toți cei noi aplicanți. Dacă atunci când sunt deja în Marea Britanie, găsesc o altă fermă la care aș vrea să lucrez, pot să schimb locul de muncă? Da, veți putea schimba locul de muncă pentru o altă fermă, dar va trebui să notificați organizația care v-a sponsorizat atunci când ați aplicat pentru viza că vreți să vă mutați. Dacă viza dumneavoastră este aproape de terminare, atunci s-ar putea să nu fie posibil să vă schimbați. Dacă găsesc un alt job în alt sector, de exemplu în construcție în Londra, pot să schimb? Nu. Viza este limitată la sectorul agricol și nu poate fi transferată la alte locuri de muncă. Îmi pot aduce membrii familiei cu mine în Marea Britanie? Nu. Dacă am un accident sau am nevoie de tratament medical, am acces la sistemul de sănătate din Marea Britanie? Veți avea mereu acces la tratamentul de urgență și vă puteți înregistra cu un doctor de familie. Vă recomandăm că celor care urmează să vină în Marea Britanie pe viză să verifice că au asigurare medicală suficientă, inclusiv una privată. Dacă am o interdicție pentru Marea Britanie sau sunt deportat din Marea Britanie, aceste lucruri îmi pot impacta oportunitățile de a putea aplica pentru viza pentru alte țări, de exemplu, dacă vreau să mă duc în Statele Unite. Putem vorbi doar despre sistemul de vize din Marea Britanie, însă în multe alte țări, sistemul lor de viză cer ca o persoană să declare atunci când face aplicația pentru o viză, dacă are interdicții sau deportări în alte țări. Iar acest lucru îi poate afecta posibilitatea de a primi acea viză. Dacă vreau să vin în Marea Britanie pentru muncă în agricultură, unde aplic și cât mă costă? Guvernul Marii Britanii licențiază anumite agenții de recrutare pentru a aduce muncitori pentru agricultură. Aceste agenții se pot schimba de la an la an, iar ele pot intra în parteneriat cu agenții locale în țara dumneavoastră. Pentru a evita a cădea pradă recrutatorilor falși, ar trebui să verificați statutul agenției pe care o folosiți. Tipul de viză se numește Seasonal Worker, iar costul ei este de 244 de lire. Nu ar trebui să fiți cerut să plătiți alte costuri adiționale pentru că aceste agenții sunt plătite de angajatori. Dacă am o problemă atunci când lucrez la o fermă în Marea Britanie, ce fac? Aveți dreptul să fiți tratat corect la locul de muncă și de a munci în condiții sigure și de a fi plătit salariu minim. Dacă aveți probleme cu oricare din aceste lucruri, am făcut disponibilă pe pagina noastră informații despre organizații care vă pot organiza care vă pot ajuta pentru că dumneavoastră să raportați aceste incidente.